Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Astăzi vreau să încep editarea primei noastre prezentări cu ajutorul aplicației PowerPoint. Pentru acest lucru, voi porni aplicația instalată local. PowerPoint pune la dispoziția utilizatorului o multitudine de șabloane pentru prezentările pe care dorim să le realizăm. Pentru început, vom alege o prezentare goală o prezentare care să nu conțină niciun element uh, grafic în interiorul uh, diapozitivelor. În acest moment suntem în modul de editare a prezentării. Se observă că în primul diapozitiv regăsim două casete de tip text, în interiorul cărora putem stabili un titlu prezentării noastre și un subtitlu. Să spunem că avem de realizat o prezentare referitoare la flori vom denumi această prezentare chiar așa, flori. Iar ca subtitlu putem trece numele nostru sau numele instituției, numele căreia noi realizăm această prezentare. Noi aici vom scrie Educred. Bineînțeles că putem formata textul din interiorul acestor casete de tip text, selectându-l și mergând pe meniul Home, unde regăsim toate instrumentele uh, necesare formatării textului. Textul mai poate fi formatat și selectând caseta de text în interiorul căreia se află textul pe care dorim să îl uh, edităm. De exemplu, dacă executăm un singur click pe marginea casetei de text, caseta respectivă va fi selectată. Acum putem aduce modificări textului fără ca textul din interiorul casetei să fie selectat. De exemplu, putem să-i adăugăm o mică umbră, putem să îl scriem îngroșat, putem să-l poziționăm în interiorul casetei, la stânga, pe centru, la dreapta. Să ne îndreptăm acum atenția asupra fundalului diapozitivului. Pentru a ajunge la proprietățile fundalului unui diapozitiv, se execută un clic dreapta într-o zonă care nu este ocupată de niciun element grafic și din meniul contextual se alege opțiunea format background. În partea dreaptă sunt afișate proprietățile fundalului, în care fundalul poate fi ocupat de o culoare uniformă pe toată suprafața diapozitivului sau de o culoare în gradient sau de o imagine sau de o textură care este preluată din interiorul unei imagini sau de un șablon din în lista pe care PowerPoint-ul o pune la dispoziție. Pentru a modifica fundalul diapozitivului nostru o să alegem opțiunea Pictures or Texture Fill, adică vom importa o imagine pe care o vom proiecta pe fundalul diapozitivului. După alegerea acestei opțiuni, se acționează butonul Insert, care ne prezintă trei modalități de inserare a unei fotografii în diapozitivul nostru. From a File, adică dintr-un fișier salvat local, Online Pictures, adică putem căuta în mediul online fotografii pe care dorim uh, să le introducem în diapozitiv, și From Icons, adică PowerPoint-ul are o colecție de icoane, de iconițe, de mici desene din care putem să alegem imaginea dorită. Vom alege pentru început opțiunea Online Pictures. Se observă că avem în partea de sus un spațiu de căutare și să spunem că am dorit să căutăm imagini cu trandafiri. Vom executa o căutare după cuvântul Roses. Se observă că avem bifată opțiunea Creative Commons Only, adică la rezultate ne sunt afișate doar acele imagini uh, pentru care avem drepturi de utilizare. Să spunem că dorim să inserăm această imagine. Printr-un clic o selectăm și apoi selectăm, uh, acționăm butonul Insert. În acest moment se observă că textul din titlu și subtitlu nu mai, uh, nu mai este chiar așa de vizibil. Pentru acest lucru va trebui să schimbăm culoarea textului. Putem să selectăm textul și să schimbăm culoarea din negru în alb. Dar, în acest moment, umbra textului este foarte puțin vizibilă. Va trebui să schimbăm culoarea și pentru respectiva umbra textului. Pentru acest lucru vom selecta din nou textul, vom acționa acest al doilea buton din zona de proprietăți, numit Efecte, și din meniul Shadow vom acționa butonul corespunzător culorii umbrii. Vom alege o culoare gri. Se observă că în acest moment uh, umbra textului este vizibilă. Vom face acest lucru și pentru subtitlu. Acesta este primul diapozitiv al prezentării. Am ajuns la stadiul în care va trebui să salvăm prezentarea. Avem la dispoziție mai multe modalități. Acționarea acestui buton sub formă unei dischete din stânga sus sau din meniul File avem opțiunile Save și Save As. Vom vedea imediat care este diferența dintre ele sau acționarea combinației de taste Control și S. Ținând cont că noi am pornit direct uh, aplicația și nu am uh, creat un fișier specific uh, acestei prezentări. Ori la acționarea acestei, uh, acestui buton, ori la uh, acționarea combinației de taste control S, ni se va deschide o fereastră în interiorul căreia va trebui să stabilim un nume și o locație în care Să salvăm prezentarea. Voi acționa combinația de taste control S. Și sunt întrebat cu ce nume să salvez prezentarea și locația. Se observă că implicit locația de salvare a prezentării este în zona OneDrive. Eu doresc să salvez această prezentare local, în calculatorul personal. Deci voi acționa acest buton și voi alege opțiunea More Location, mai multe locații. Voi alege din această zonă opțiunea TSPC și apoi pe suprafața de lucru unde am creat deja un director numit PowerPoint. Bineînțeles că o să las denumirea prezentării flori, iar ca tip voi salva în format PPTX. Vom discuta ulterior și despre formatele în care putem salva respectiva prezentare, dar pentru început lăsăm formatul în PPTX. Acționăm butonul Save și acum prezentarea noastră este salvată local. Dacă voi arunca o privire în directorul de pe suprafața de lucru numit PowerPoint, în interiorul lui voi regăsi fișierul. La care am lucrat până acum. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!